Salutare, salutare, sunt Florin Groze, alături de mine sunt Rudy și Coati de la The Party. Este bun prieten din totdeauna, ardeleni, așa și voi sunteți. Totdeauna, care de bine credință. Da, totdeauna. Eu sunt din Crișana, mă, de la Arad. No, frate. Ei se pare de toate la acolo. Păi, nu știu. Tot ce nu-i Moldova, este arălesc chiar de-al. Da, ok, Transilvania, spune. Transilvania. Și așa cum bine știți, țin un videoblog zilnic, pentru ca voi să fiți martori la cum construim un site, un vis, www.ok.ro, primul site legal cu muzică gratuită din România. Lumea nu știe cum arată OK.ro, voi sunteți dintre primii care îl vede și mi se pare absolut normal, pentru că, până la urmă, muzica voastră este acolo, fanii voștri sunt acolo și voi o să folosiți, să sperăm, ca să vă promovați și online. Și acum, de 200 de unde zile după asta, ca bă, da. Cel mai tare tare, e ok cum intru acum, vreau să văd, uite, fai eu. Ta-da! Ta-da! Așa v-a arătat prima pagină. Vom avea colecții cu partea asta în care... Nu-mi place, forma asta care am plătit. E IQ sau voltaj? Sau optic? Nu, e... Ar trebui să facem o colecție cu artic, de ce nu ne-am gândit? Da. Ei nu se pricep. Da. Poate frumos. Spui ce se întâmplă pe acesta. Aici vor fi videoclipuri muzicale românești sau promo la site sau eu știu știri din ce sau... Eu știu ce la teapă. Rudy? Nu. Anunțul. Vând BMW 2005. Super preț. Rudy activ. Nu, eu nu. Tot site-ul se învârte în jurul acestor colecții. Deci, practic, tu îți alegi 2, 3, 10, 100, 30 și îți faci o colecție. Deci, cele mai bune balanțe, best of artic. Dar cele mai bune piese hip-hop. Nu. Și faci o colecție cu cele mai bune piese hip-hop. Îți spui Paradis, îți spui Beauty Mafia și așa mai departe. E ca și cum se face un playlist cu piesele tale preferate în vina. Doar că nu trebuie să ai piesele acasă pe calculator, ci poți să le ai online și le asculti direct de pe... Ce vă spun de aia? Vă spun doar piese românești? Doar piese românești. Deci este un site pentru români cu muzică românească legală și gratuită. Tot site-ul, practic, este construit în felul acestor colecții muzicale care tu spui piesele pe care îți plac, eu știu, ce mai bune piesele ale tupe activ și faci o colecție pe care îți trimiți prietenii tale, zonele. Și dacă vreau să fac o colecție cu videoclipurile mele preferate? Nu, este un site muzică. Aia parte YouTube. Ah, am prins! Da. Am vrut să ne focusăm să fie un site despre muzică românească, cu muzică românească, nu cu videoclipuri, deci nu e o televiziune online, nu e un YouTube, în urmă. Apropo, YouTube-ul nu are legal licențele pentru a utiliza muzică românească, ei nu au contracte cu casele voastre de disc. În schimb, de OK.ro are contracte cu casele de disc în România. Păi, probabil că va fi pasul următor să puneți videoclipuri. Să faceți o colecție de videoclipuri românești. Și mai ales videoclipuri vechi, pe care multe lume deja nu le-am mai văzut de mult și nu are de unde să le găsească, pentru că pe YouTube o selecție foarte mare de piese internaționale și multe filme internaționale, iar chestii românești nu se găsesc. De aceea ar trebui, eu zic astfel, o idee bună să faceți o colecție de videoclipuri românești, atât vechi cât și noi. Te-ai notat, Oria? S-a notat. Practic, când dai un search, îți apar piesele după search respectiv, vizualiză durata lui cu colecții unde găsești piesele respective, adică dacă vrei topul Radio 21, tot promesc 100, e o colecție specială făcută de noi cu topul, să zice că n-ai răbdare să cauți sau zic, ce mai e nou în muzică? Astăzi vreau să ascult muzică și nu știu ce să ascult. Exact. Intru pe site, mă uit la un top și de acolo mai aleg piesele pe care vreau să le ascult, le trec într-un playlist pe care le salvez ca și favorit. În momentul acela poți să asculti piesele care sau poți să asculti playlist-ul deja făcut de cineva. Deci o colecție făcută deja de cineva, trebuie să faci colecția ta, dar ele există deja pe internet. Sau așa. De exemplu, pagina unui om va arăta ceva de genul acesta, va avea melodiile pe care și le-a pus în colecții, ce a ascultat în ultimul timp, te vede aici și activ, comentariile la profilul lui blog. Singura întrebare pe care îi văd și oricum ne mulți, ce fel de piese vor putea asculta pe acest site? Piese care sunt legale, cum spuneai tu. Cât de cunoscute sunt piesele astea? Pe site avem deja o bază de date foarte mare de muzică underground, așa cum știți, în versiunea veche a OK.ro, dar și toată muzica românească, de la case de discuri. Deci știi că această metodă am adoptat și noi, pentru că pe site-ul nostru, pe www.activemusic.ro, poți să asculti toate piesele activ, atât de pe albumul nou, cât de pe primul album. Avem toate videoclipurile. Și
Și acolo cine a ascultat, piesă, toate piesele de pe album și a făcut acum a cumpărat. Practic, eok.ro este un site de ceea ce faceți voi deja și noi. Și am văzut că și personaj face un debat urbe din România. Practic, hai să facă toată lumea, fie că vreau de muzică underground, fie că vreau de muzică mainstream, pentru că fanii merită, merită să asculte muzica care le place și la un moment dat să o cumpere, pentru că așa e normal. Da, sigur. Mulțumesc mult pentru atenție! Nu e bine că ne-ai fost și la cursa tot interviul a stat cu un da, păi asta era ideea de la ochelea. Nu mai ce scuze să găsim, nu nu e, Rudy a fost interesant în emisiunea asta. Acum m-am hotărât, o să avem o emisiune special cu Rudy în care vom discuta despre muzica legală. Da, cum să o faceți cont și cum să ascultați muzica legală pe rostra. Și noi mulțumim, băi, ce bine m-am simțit! Am zis, am îmbătrânit în ghelari, frate. Am urmit. O, dar nu se pare că ți-a lăsat de amândinga? Ba da!